Valentina Ursu, Vocea Basarabiei, suntem în vizită aici la Drăgușenii Noi Hânceși și discutăm la început de an 2023 despre așteptările sătenilor de la acest an și despre ce schimbări trebuie să se producă în Republica Moldova ca să nu se vorbească mai mult cu oftatul și doar despre problemele care sunt. Anul 2023, lumea ce vrea? Schimbări în sistem social, mai mult ori, că salarii mai mari. Dacă să avem salarii mai mari, trebuie să le punem și mai multă muncă și efort. Și ca la pensie avem mai pensie, trebuie să avem mulți contribuabili, care noi nu avem în țară, sunt puțini și lumea când dai ce dai și așa pensie mică, dar și nu ai cum faci. Păi eu le mai spun și eu de la dânsă, de unde e pensie dacă nu contribuie țara, n-are de unde, suntem 600 ceva de mii dacă nu găsesc de pensionier, dar din coace să iese unul la unul, nici unul la unul iese contribuabil la pensionier și de atâta e și pensie sunt mici și nici nu de unde. Dar este sărăcie și cum descrieți dumneavoastră nivelul ăsta de sărăcie, dacă toată lumea vorbește că se trăiește greu și rău? N-aș mai spune eu că este sărăcie, că dacă să faci un bilanț așa la sfârșit de toamnă, cât producție iese din sat și cât se vinde, la ce preț se vinde, în sat vin mult ușor bani se acumulează și așa e, sunt sat aici. Și lumea mai iau copii după hotare care mai sunt ajutați și te construit de oameni că mai în vârstă așa că nu se mai construiesc, așa că au și trăi. Pur și simplu, oamenii vor mai mult. El de ce azi luat o haină bună și îi pare că de-amă el trecut o săptămână, pare că sunt victor de ceva mai nou. De atât așa și în societate, el vrea. Îi pare că el e în sărăcie asta, pentru că el mai vede și pe hotare, că mai văd copiii spucusești acolo și vrea și el să trăiască cum e acolo. Dar din coase vreau, dar nu mă implic. Iată, suntem aici pe o arteră principală a localității și mă uit că transport foarte mult, multe mijloace de transport. Asta vorbește despre sărăcie? Asta vorbește, nu despre asta, vorbește că oamenii sunt, au cu ce trăi. Pur și simplu v-am spus că ei, omul din șișe vrem mai mult, vrea tot mai mult. Pentru că el progresează în ziua de azi, nu? Că dacă eram înainte, era, cum spunem, un șablon, așa că el mai mult din 70 de lei nu mai ieșește, nu-i dă de voie să procure și ea, nu-i dă de voie să construiască, nu-i dă de voie, el o rămas cu asta, o rămas, el mai mult nu poate până aici. Astăzi când vede că sunt posibilități și el vrea să fac și o casă bună, cu o baie, cu niște mobilă mai bună și alta, el vrea, dar din coace nu-i ajunge. Bine, dar spiritul ăsta de oameni gospodari, oameni muncitori, se menține? Sunt muncitori moldoveni? Că toți cei care spun, mă întrebați, că nu-mi mai trebuiește mai mult, mă zic de livadă, că au fost piesul, că n-ajunge în primăvară, el se duce și lucrează. El nu vrea să-și caște picioare munca care a depus-o acolo, cu toate că știe, că nu se știe că să aleagă la toamnă, dar nu o lasă. Așa suntem noi moldoveni. Dar pe de altă parte, totuși, majoritatea își fac valiza și aleg calea străinătății. Iată, de aici, de la Drăgușenii Noi, sunt plecați mulți? Sunt plecați, da, sunt și se duc totuși, eu văd, cum vreau să vă spun eu, da, oameni care pleacă pe hotar, dintre ei au un scop. Sunt acolo făcut un ban, în timpul așa investit în Moldova și merge cu și lângă familie și din condiții lui. Nu vor să se robe acolo, eu vreau să aibă el să fie angajator. Dar de întrânsii, știți cum eu, ei, s-o dus așa, mă duc și eu. Îi trebuie, nu-i trebuie, dar să duce și el. Impactul războiului ruso-ucrainean asupra realităților din Republica Moldova, care e? Negativ impactul, nu-i bun. Eu nu știu de ce s-au făcut chestia asta, de ce domnul Putin a ajuns la... Nu pot înțelege. Pur și simplu pentru că el în țară la dânsul nu se vede, așa o țară mare, așa cu atâtea bogății și trăiesc în așa, să zic, eu nu mai spun cu mizerie, da, dintre ei nici nu spune că noi vedem și unde, cine se odihnește pe la Miami, mai mulți ruși decât moldoveni sau ucraineni. Dar așa se iei des din istorie, că ei sunt mai puternici, ei sunt mai mari, nu des că ori se laudă, ei cu toate că se vede în război ăsta, că nu sunt atât de arme așa performante au ei după cum se laudă. În ce condiții poate fi oprit acest război? Nu zic greu, eu nu știu dacă să meargă
președintele Ucrainei la masă tratativă cu Putin, pentru cum a spus și el Zelenski, eu cu dușmanul la masă tratativă, nu pot sta. Și apoi rușii iau metoda asta de așa face. Hai să ne așezăm la masă tratativă, dar și am pus o mână, nu înapoi nu mai ies. Acum a făcut și în Gruzia, și în Moldova, și așa. Dar de ce trebuie să lucrurile astea, eu tot nu pot înțelege. Și așa mă gândesc, pentru ce a început războiul ăsta. Eu n-am că el șapră, că nu știu și hotarele, că blocul NATO își pune bază cu... Măi, dar puneți blocul NATO, puneți tu lângă hotar cu Ucraina, a fost o bază militară, nimeni nu se interzice. Eu mă duc și în evreu. Eu nu am luat blocul NATO, că tu ești agresiv, ai luat Crimă, ai luat Donetsk, ai luat și ea. Eu trebuie să mă apăr cu cineva, eu sigur nu pot. Problema transnistriană ar avea acum mai multe șanse să fie rezolvată? Eu cred că da. Și ce statut ar merita această regiune transnistrie? Eu nu i-aș da niciun statut, eu aș fi de acord. I s-a dat statutul Găzbuzi și vedeți ce se face. Bine a spus Ghimpa atunci. Hai să dăm și transnistrie, dăm autonomie, că Găzbuzi dă autonomie și noi rămânem moldoveni, rămânem cuși. Eu suntem așa o țară mie care nu trebuie spărțită așa, trebuie unită și gata. Dar vocea Rusiei acum va conta în reglementarea transnistreană? Nu cred, pentru că, că e în formatul 52 de amunisionare rusă, nici n-a să mai fie el, să nu fie Zelenski, să toți ăștia să întâlnească la o masă, discute, eu nu știu, dar nici nu închipu și poate să discute. Dar în general, iată, dacă se ajunge la concluzia și înțelegerea că trebuie reunificate cele două maluri ale Nistrului, se gândește cineva că este și un cost anume? Și care ar fi acest preț? Eu nu știu condiții pasne până Rusia, că, mă rog, eu nu știu, ei mă oricum, adică nici nu-i ajută cu nimic pe Transnistria și costul... Dar e gaze, de-am gaze naturale, de-am să luăm de altă parte, lumina e energie electrică, de-am să luăm, cred, pe toate altă parte, dar dacă ne spărțim de Rusia, care și condiții pasne până el nouă? Dar în Parlamentul Republicii Moldova vor veni și aleși din stânga Nistrului? Păi de eu, dacă o să vină din stânga Nistrului, o să vină cu o intenție bună în Parlamentul oamenii ăștia. N-o să vină ca să... depinde de partid. Da. Depinde și partidul o să fie. Asta e clar, da. Dar pentru Republica Moldova, totuși, contează dacă la guvernare sunt forțe pro-occidentale sau forțe foarte pro-estice? Foarte mult contează. Eu, după cât am înțeles, Partidul Comunist, cred că nu mai ajungem în Parlament, nici socialiștii mă tin că nu o să mai ajungă. Și după cum am înțeles, este de dreapta, mai sunt partidele astea mici care la pro-europene și o să-l faci un bloc și o să vadă cuvânt al de... Stavian, Țicu și Șelian, să mai văd și eu care greșeala care au fost și o să coalez, cred că așa. Dar ca să se schimbe lucrurile în bine, trebuie reforme. Pentru dumneavoastră, ce reforme sunt mai importante astăzi ca să fie făcute? Ca să tot locul, ca omul ca să știe că e aparatul unde trebuie să apeleze. Poliție, justiție, aici. Și este mai obișnuitor când tu nu ești vinovat și n-ai acolo să te vinuiește. Tu ești nevinovat, tu ești învinuit, cel care e vinovat, el e liber și să râde în față. Și există posibilitatea să fie reformată justiția? Greu. Sunt, pentru că noi vedem că încă când se ceva se întâmplă, sună, se ia telefonul și spune. Asta și de dovadă. Cui sună el? Chiar mai de unde s-am înțeles că, nu știu unde, tot așa, o avare acolo, ea, un accident, fica nu știu cui, gata, eu sunt tată, măi, dar stai uilea. Tu ai făcut acolo, eu faci cu omul de pe la din urmă tată, ce trebuie să țin să ai încălcat. Dar lupta împotriva corupției, iată, pentru dumneavoastră, ce roade trebuie să dea această luptă împotriva flagelului? Roade pozitiv și tot și pozitiv și nu. Izbrăm noi deodată, eu sunt pentru dreptate, nu pot omul când mă minte și o știu, eu omul să nu mai fac relații cu dânsul și le-am manipulat și m-am întors și mai mult nu mai stau cu dânsul. Atâta, e greu. E greu să-l, eu știu că am sămarele mie care, da, nici nu. De la cei care guvernează, ce așteptări aveți?
o conlucrare mai mult cu poporul, mai mult, eu îi văd, mă, că eu plec, fac ședință cu Venul pe Raioan, e bine lucrul ăsta, lasă, știi, mă întâlnească cu lumea. Pentru că, da, eu înțeleg și dumneavoastră, au mult de lucru, sunt multe de făcut în țară, și deplasări, și din coaște se rezolvi, parcă e rezolvat una și apare alta. Parcă am trecut de COVID, au venit război, parcă deam cu ceva energie, parcă e gazul. Și da, e critică, că, și nu nici cine critică, alii bătrânci acolo, parlamentari, care așa care au fost la conducere, care ei 30 de ani nu s-au făcut nimic, dar mâine vor la partidul să vor mai mult. Eu mă indignez când aud vorba asta, băi, și că ce nu faceți, ce nu... Da, cum pot să-i zic eu copilul și ala, dacă ta, dar ne tași eu cu viața asta, n-ai făcut nici, știi? Nici o poartă n-ai făcut. Și ne tași ei de la mine? Dar iată, vorbiți despre nevoia comunicării celor care guvernează cu cei de jos. Cum se ține acest sfat cu poporul? Cum ar trebui să fie? Simplu. Foarte simplu. Lămurească lumea, uitează cum e și de unde, că nu avem nici noi posibilitate. Da să luăm, în primăria noastră luăm așa, eu n-am primarnică. Primarul poate să facă ceva dacă nu e finanțat de stat? Nu poate. Adică de cum îți vă fac dacă eu nu finanța? Dar Republica Moldova, de unde să fac și dacă nu-i finanța? Din coașe economia e slabă. Din coașe toate astea, să măresc prețul astea, din buzunate să scoți, te uiți și să se obție. Trebuie să iei, să muți din colo în coașe ca să faci ceva. Și... Da, să faci, eu văd că să faci. Să aduc bani și eu cred că Uniunea Europeană n-a să ne mai lesă. Cum să spun că suntem o părcică a Uniunii Europene și noi nu vă lăsăm și asta fie bine. Dar înțelege lumea ce înseamnă o apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană? Păi înțelegi, clar că înțelegi, nu toți, clar că nu toți. Cum poți să-i spune un copil care el trăiește acolo și are pe toate și trăiește bine? El nici nu-l pot atrage să vină înapoi. Deci la ce să vină acolo? Displecați copiii? Nu. Așa, după mine, am nepoate aici, care termină justiția, care învață la București, asta la Cluj-Napoca, Pocăvă, dar nu e cost între asta. Îi văd și nu ne convine, că dacă înainte rămâne cineva să combătrână acasă, astăzi noi ne-am... Da, ei se duc acolo, frază, ei, da, asta e situația și e bine și asta că s-a făcut, poate dacă nu s-a făcut lucrul ăsta, era și mai rău încă era. Tot cu timpul și ei o să vină, că... Nu, ești lor acolo. Dar câți ani credeți că ar trebui Republicii Moldova să ajungă stat membru UE? Da, după cum o promis mai asta, adică nu promis, dumneavoastră s-o exprimat, până prin 30, eu cred că poate mai devreme. Și asta depinde doar de conducere sau și nu, de cetățeni? Cetățeni, în primul rând, cum să alege Parlamentul, că ar fi mai mult pro-europeni, să-i terminăm pe astea pro-ruși, să se duce star, să este pro-moscă, și mai faci, să nu mai înțeleg. Domnul Voron mi-a așa de cel să încășește pe acolo Parlament, chiar? E de știi, sunt, mă uit și eu, niște băieți care chiar în Parlament, parcă erau de treabă, am uis contra la asta. Haide, mai puneți mână la mână să facem țara asta, să ieșim mai între, să strigă, știți, pentru bani să vând, să împușcă, să fac numai nu știu și să mai ieși. Nu vor să se unire, e ca și într-o familie, dacă s-au pus toți grămadă și tata și mama și copii, au făcut, o dodi să prea așa să fac tot acel, dar ei se ia așa, ia așa, ia. Ca când ar face ei mai mult decât dacă ei înțeleg destul de conștienți de lucrul ăsta, că nu poate să facă mai mult ce faci guvernare de azi, că dacă nu era pro-european guvernare de azi, mai asta pasul. Și dacă era altă, nu era președinte, era neamul poate și Ucraina era ocupată și Transnistria și era toți rușii, dar de noi acum armata aici era toată. Datorită Partidul Pro-European și Maia Sandu, să facem, să sperăm și să fie bine. Măcar rămână de urmă să trăiască. Și vedem și noi, rămân peșele din sat. Te uiți să facă... Iau te cotei un gospodar, azi nu e mai și om era dincolo, iar și era curat, era garbi vopsit, era... Într-adevăr, da, e nostalgia cei vechi, neasul vechi spune că era nou mai parat, clandestin, dar a fost un sistem, dar sistemul putrezit, gata, el nu mai poate. Când putrezit sistemul, trebuie schimbat. Și nu e fost, o rânduire asta nu putem noi opri, e trebuie să schimbă. Se schimbă și n-a să rămânem la epoca de piatră cum bătetul și așa prindeu focul. Tot merge și merge și merge și merge. Și trebuie să ne schimbăm și noi. Și mulțumesc pentru discuție. Cu cine am vorbit?
consilier local Gheorghe Mitei. Cum? Consilier local din partea PAS, Gheorghe Mitei. Mulțumim pentru această discuție, o zi frumoasă în continuare. Mulțumim și ne luați la fel.